dacă împânzim toată România și punem România la cheremu serviciilor secrete, o să ajungem într-un soi de dictatură securistă, ca să-i zic așa pe nume direct, și lucrul ăsta nu știu cât dintre români și-l doresc, după ce am trăit ce am trăit în perioada dinainte de 89. Este periculos pentru România, pentru că în astfel de momente, mai ales când ai astfel de conflicte lângă tine, vezi cu totul altceva. Vezi că, din potrivă, nu ai nevoie de un asemenea stat, nu ai nevoie de un nou RSR, Republica Securistă România. Asta se întâmplă în estul țării noastre. Rusia e condusă de serviciile secrete. Președintele Rusiei este un fost KGB-ist. Dacă asta vrem pentru România, eu cred că suntem pe un drum foarte greșit. Dacă vrem ca în România toate firmele private, cetățenii, civilii să fie obligați să colaboreze, să formăm pe toți în colaboratori ai serviciilor secrete, asta mi se pare o nebunie, pur și simplu. Întărirea aceasta a rolului președintele care decide singur, controlează singur serviciile secrete, demite singur, ridică imunități ale celor care lucrează, lucrătorilor de serviciile secrete, iarăși sunt de rău augur.